cât de fericit sunt, Doamne, astăzi, căci sufletul mi-e plin de iubire și de credință în cele sfinte. Cât de fericit sunt, Doamne, căci știu că Tu lucrezi neîncetat înspre împlinirea tuturor dorințelor mele. Tu știi, Doamne, toate cele ce încă sunt neîmplinite în viața mea și care doar cu îngăduința Ta se pot împlini. Și Tu știi că eu mă încred cu toată ființa mea în Tine și în puterea Ta, făcătoare de minuni. Așa că Te rog, Doamne, astăzi, grăbește și fă-mă mărturie vie a minunilor Tale. Iar eu îți promit să las totul în voia Ta și să mă rog Ție în fiecare zi și în fiecare seară și mulțumire să îți aduc pentru toate cele cu care m-ai binecuvântat. Amin. Doamne Părinte Sfânt și Tămăduitorule de trup și de suflet, Cel ce dăruiești har din harul Tău acelora ce se roagă Ție, Cel ce îndrepți fără de legile noastre și iei la Tine toate grijile noastre, primește, Doamne, astăzi a mea închinăciune și ferește-mă de orice gând, vorbă sau faptă aducătoare de supărare. Risipește Tu, Doamne, cu blândețea Ta răutatea și mânia și invidia celor slabi cu duhul, patimile cele aducătoare de pierzare și trufia cea deșartă. Ține-mă tare în fața lor și nu mă lăsa să cad pradă lor. Izbăvește-mă de toate slăbiciunile mele și fă-mă vrednic de a prea slăvi numele Tău. Căci iată, Doamne, astăzi port în suflet lumina credinței și a curăției creștinești. Dă-le, Doamne, tuturor celor ce ascultă acum această rugăciune o zi plină de sănătate, reușite, împlinire, înțelegere, bucurie și bunăstare și să lășluiește, Doamne, în inimile noastre, pentru ca binecuvântați să dăm mărturie despre minunile Tale. Amin.